Reparație foarte scurtă. Seara, peste o oră, intuiesc, este ora 16. Deja lucrurile intră normal la temperatura necesară pentru a avea apă caldă. Atenție, mai sunt ploieșteni care au doar apă călie, pentru că, într-adevăr, mai sunt niște probleme legate de PT-uri. De ce s-a mers? Și vă readuc aminte că de-abia pe data de 17 am avut tot ce înseamnă carduri, ca să putem folosi sistemul Honeywell, ce era obligatoriu pentru a putea pune în mișcare CAF-ul și apa caldă în Ploiești, pentru faptul că există aceste mici defecte și pentru că explicația specialiștilor, eu nu sunt specialist, deci luați-le ca atare, a fost că niciodată din 67 de când s-a pus în funcțiune instalația, că vorbim de instalație de producere și, sau de instalația primară, niciodată nu a fost golită. Nu vreau să întreb în momentul ăsta de ce a fost total golită, dar așa au stat lucrurile și Și acum s-a încărcat mai greu. Sunt tot felul de avarii pe care le rezolvăm din mers. De asta, repet, în unele PT-uri există mici probleme și atunci apa este călâie și nu caldă, ceilalți proiecte n-au, dar se lucrează cu acest practic CAF. la CAF 2 ce problemă a A existat? existat o conductă fisurată care a fost schimbată într-o oră și jumătate. Este motivul pentru care de la ora 9 și jumătate, 10 fără un sfert s-a lucrat. S-a păstrat temperatura de 40 ceva de grade pe tur, nu, 50 ceva de grade pe tur, după care s-a dat drumul la arzătoare, ceea ce înseamnă că într-o oră ajunge la temperatura normală, că sunt 60, 65, 70 de grade, cam asta înseamnă furnizare. Repet, avem și noi sesizările, pentru că monitorizez lucrul ăsta, legate de anumite PT-uri, în care pe anumite blocuri, și aș vrea să înțeleagă, PT-urile pe apă caldă, pe tot ce înseamnă instalație, înseamnă mai multe conducte. De asta vecinul are apă caldă fierbinte și noi nu, pentru că se dă drumul la vană, raportat la existența sau inexistența unor avarii. Și atunci este posibil ca din același PT-ul, unde pleacă 20 de conducte pe diverse și alimentează diverse blocuri, asociații întregi, da? Unele să aibă apă caldă absolut în regulă, altele să aibă apă călduie și atunci trebuie cumva pur și simplu să se intervină, sau altele să nu aibă până una alta deloc, pentru faptul că încă trebuie revizuită situația sau, mă rog, reparată magistrala respectivă. Cam cât Mai am o a... rugăminte la dumneavoastră și profit de lucrul ăsta. Deși manifest public supărarea față de ceea ce înseamnă conducere termo, pentru că eu cred că în situații de criză trebuie să lucrăm și sâmbătă și duminică și nu avem weekenduri, așa cum mi se întâmplă și mie, așa cum asta este situația, trebuie să asigurăm cât se poate de repede acest serviciu de furnizare a agentului termic. Supărarea mea este și rugămintea la ploieșteni este să știe că asociațiile de locatari, din momentul ăsta cred că în 5 ore, 6, putem oricând să furnizăm și tehnic căldură, numai că trebuie mai întâi să se poarte discuțiile cu asociațiile de locatari. Lucrul ăsta începe de mâine dimineață cu mai multe echipe și în contextul în care se dorește să se dea drumul, să se umple instalația, dacă instalația e goală, mare parte din ele au fost golite, în primul rând să se desigileze, pentru că au fost sigilate în martie. Din momentul respectiv, clar, acum sau peste 5 ore, tehnic putem să furnizăm prin CAF-ul 2 apă și căldură pe lângă apă caldă, dar trebuie această procedură care trebuie făcută urgent, așa că, dragilor, o să vă rog să discutați cu administratorii de bloc, cu președinții de asociații, ca să vină în întâmpinarea noastră rapid să creeze timp ca să putem să desigilăm, după care, raportat la ce decide asociația, să se furnizeze și căldură în asociația respectivă.